Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Și prețul motorinei se apropie treptat de 1 euro, în timp ce benzina se îndepărtează tot mai mult de acest prag și va fi vândută mâine în medie cu 21 de lei și 45 de bani. Detalii la știre. Legea și procedura a fost încălcată. Am depus diversuri legal, constituțional și cerem eliberarea domnului Stoianoglu. Vrem dreptate! În fața curții de apel a fost organizat un protest unde manifestanții au cerut eliberarea procurorului general Alexander Stoianoglu. Oamenii au scandat jos dictatura și vrem dreptate. De la o zi la alta crește rata infectărilor zilnice și a deceselor, iar spitalele și secțiile de terapie intensivă din țară sunt pline până la refuz. Oamenii trebuie să vaccineze ca să nu fie nevoie în alte spitale din țară să se deschidă paturi adiționale de terapie intensivă. Este mesajul. Pentru că pacienții nevaccinați ajung mult mai des în terapie intensivă. Întreprinderea Moldova Gaz cere consumatorilor să reducă consumul zilnic de gaze naturale, inclusiv la încălzirea locuințelor și la gătit. Solicitarea vine în legătură cu instituirea nivelului de alertă în sectorul gazelor naturale în Republica Moldova. Oamenii se declară îngrijorați de această cerere, mai ales că vremea este rece. Compania Moldova Gaz le cere consumatorilor să reducă la capacitate minimă consumul utilajelor de gaze pe timp de zi, dar și pe timp de noapte. Totodată, întreprinderea cere oamenilor să deconecteze sistemele individuale de încălzire pe perioada absenței lor în locuință. În același comunicat, consumatorilor li se cere și limitarea consumului gazelor naturale la pregătirea hranei. Oamenii sunt indignați de această cerință și spun că și așa fac economie inclusiv la consumul de gaze pentru că nu au cu ce plăti facturile. Nu se poate deloc, fiindcă lumea au copii, trebuie să... Unii au apă caldă, altul n-au, pot să facă mâncare la copii de 3 ori, 4 ori pe zi. Cum poate o familie tânără să economisească? Noi și așa sunt, că să nu plătim mult, că ești de la țară, vai de capul, ești cu pensia asta care o va. A если кушать хочется варить, то что, надо посмотреть, есть газ или нету газа, или не варить кушать детям? Мне кажется, это... Не выход с положения. Выход с положения надо думать раньше, чем закрывать газ людям. Не надо сокращать, надо людям дать, чтобы имели газ, чтобы мы пользовались, потому что и так тяжело людям. Один день топить, а второй день не топить. И тоже замерзаем. И угли дорогие, и уголь дорогой, и дрова дорогие, и все. А как жить в этой Молдове? Что наш президент думает, вот наша Санду, что она думает, как она думает? În același timp, întreprinderea Moldova Gaz cere și consumatorii non-casnici să organizeze programul de muncă al angajaților, astfel încât să fie redus la maxim timpul de încălzire al încăperilor, adaptarea și organizarea regimului de activitate a întreprinderii în ture și reducerea utilizării gazelor în scopuri secundare. Angajații din întreprinderile comunal-menajere sunt somați să reducă consumul de gaze naturale în scopuri personale. Totodată, compania solicită tuturor să identifice posibilități de trecere la surse alternative de combustibil și cheamă toți consumatorii să dea dovadă de înțelegere și responsabilitate civică. Comisia pentru situații excepționale a stabilit stare de alertă în sectorul de aprovizionare a țării cu gaze naturale. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a admis că, din noiembrie, Moldova ar putea rămâne fără gaze naturale din cauza că guvernul nu a reușit încă să semneze un contract cu furnizorul rus Gazprom. Criză de gaz metan pe piață. 5 stații de alimentare din țară au fost închise din cauza deficitului de gaze. 3 dintre ele și-au sistat activitatea ieri, iar altele 2 astăzi dimineață. Cauza este presiunea mică din rețea. Astfel, conducătorii auto din multe localități nu mai au unde să-și alimenteze mașinile. Responsabilii companiei declară că fac tot posibilul pentru a menține funcționale stațiile de alimentare din Chișinău. Compania administratoare a stațiilor de alimentare cu gaz metan, o filială a întreprinderii Moldova Gaz, anunță că cele 5 benzinării și-au sistat activitatea din motive tehnice. Echipamentul de compresare a gazului se blochează automat din cauza presiunii scăzute în rețea. У нас видна ситуация, да, тревожная в газовом секторе, и, соответственно, объемы газа
немножко снизились, и давление в транспортной трубе тоже снизилось. У нас есть параметр по входному давлению, которое необходимо для работы компрессорного оборудования, это сердце заправки. Так вот, на некоторых заправочных станциях этот параметр давления снизился, и, соответственно, оборудование автоматически приостанавливает работу. Astfel, în data de 14 octombrie și-au încetat activitatea trei stații de alimentare cu gaz metan în raioanele Orhei, Drochia și municipiul Bălți. O zi mai târziu au fost închise două stații pe direcția sud. Сегодня ночью остановились еще село Буджак, это недалеко от Камрата, у нас там есть заправочная станция южная, и около Хинчешт, это между Хинчештами и Базиенами. Вот эти заправки, они единственные, и альтернатив там больше нет. Proprietarii de automobile cu sisteme de alimentare pe gaz metan, care locuiesc în afara capitalei, pot face plinul doar la două stații rămase deschise, în Bălți și în satul Cișmea din raionul Orhei. În capitală, situația rămâne stabilă, afirmă compania administratoare. Toate cele cinci stații de alimentare rămân funcționale. Весь город пока у нас работает на 100%, Кишинев я имею в виду. И мы планируем, все-таки Кишинев – это такой очень чувствительный регион, и чтобы здесь заправочные станции работали. Здесь параметры входные немножко ниже, как бы, по некоторым заправкам, поэтому мы продолжаем пока здесь работать 100%. Шоферы, которые venit astăzi să-și facă plinul mașinii, au avut parte de o surpriză neplăcută. Да, рău ситуация. Tot. Да что să facem? Trebuie să ne descurcăm cu ceva, trebuie să scătăm. Punem la benzină, dar benzină cred, și benzină mâine, pui mâine să oprească. Anglia cum o stă fără benzină vreo două săptămâni? Cred că stăm și noi vreo, acolo s-o hotărât repede, dar la noi cred că stăm și stăm. Dar mai în timp de iarnă. E că o scris ieri că a se închide numai la nord. Da, mă uit și aici și mi-a spus băiatul și la Comrat, Chișinău lucrează, aici e închis. Eu în Chișinău m-am alimentat, nu-i problemă, dar dacă am vrut să mă alimentez aici, să ne ajungă. Dar n-a să ne ajungă, dar mă întorc pe benzină. Ei spun că alternativa pe care o au nu este din cele mai ieftine. Cheltuielile pentru alimentarea mașinilor vor crește din cauza drumului lung pe care trebuie să-l parcurgă. La Chișinău se duce, dacă eu de la Dan, o să mă duc 100 de km încolo și 100 înapoi, eu și-am cu zăpravcă, eu rămân fără nică. Dar în stăr, nu mă duc și mai așa. Asta e unica ieșire, era aici la ieșire din Hâncești, dar dacă și aici nu, de acum nu știu ce să fac. Am eu tumă de la 50 km și aici am ajuns să rămân noi gaz, nu știu în care parte să mă duc. Și cum mă veți descurca? Păi nu știu, dar să mergem, că dăm benzină să mergem, da. Dar benzina e scumpă și... Nu știu, era o lecție mai ghinic, măcar mergem la gaz, mai economie, dar mai dăm nu știu ce să facem. Oamenii se declară îngrijorați din cauza agravării situației de pe piața gazelor. Ei așteaptă soluții din partea guvernanților. Ești tăi atrăchitină. Pe ce mă? Mășina na gazul. Ехать не будем, работать не будем. Очень много на газу ездит. Мне помнится, еще при социалистах уже возникал такой вопрос, но они как-то решили, как-то договорились. Не знаю, мне кажется, надо идти на какие-то компромиссы, чтобы как-то решить этот вопрос. Ну, еще эта ситуация в агровате, кто-то агровате, один третий пункт видения. Что пентру агрикультур, что пентру шофер, что пентру тец. Его плей, да, как и лной. Și în șase și mai departe, nu știu. În orice caz, eu mă gândesc, a să ajungem în anii 90, iară, fără lumină, fără de foc. Starea de alertă în sectorul gazelor a fost instituită în seara zilei de 12 octombrie. Comunitatea de experți spune criza energetică în care a ajuns Moldova pe seama incompetenței și populismului. Analiștii economici spun că reprezentanții noii puteri nu au mișcat un deget ca să prevină colapsul în domeniul energetic, iar acum situația le-a scăpat de sub control. Unii vorbesc chiar despre faptul că guvernul și întreaga conducere a statului trebuie să-și prezinte demisia după ce a lăsat populația pe cont propriu în prag de iarnă. Economistul Viorel Gârbu, care nu obișnuiește să critique forțele politice orientate spre Occident, a răbufnit într-un interviu că avem la conducere un partid populist care nu vrea să discute cu Federația Rusă. Noi cum avem un partid populist cu orientări occidentale și care fie nu găsește căi de dialog sau nu dorește
să vorbească cu Federația Rusă, văd că noi totuși depindem într-o măsură destul de mare de această țară. Guvernarea nu controlează situația sau cel puțin admis derapaj. În acest sens, astfel încât a ajuns la rezerva de stat. Analistul politic Vitalie Catană consideră că autoritățile ar fi trebuit să înceapă negocierile la nivel guvernamental mult mai devreme, iar cu un dialog constructiv s-ar fi obținut și un preț mai bun. Sigur că e târziu și de mult este târziu să spui că nu se negociază contractul în condițiile în care lucrul ăsta s-a întâmplat până acum și se întâmplă în toate cazurile. Germania este un caz cel mai pertinent. Ungaria a obținut un preț foarte ieftin. Serbia a obținut. De altă parte, premierul Natalia Gavrilița declară că guvernul este implicat în negocieri, dar recunoaște că nu la nivel politic. Noi credem că este vorba despre discuții tehnice, dar suntem deschiși pentru discuțiile politice dacă sunt solicitate. Analistul Vitalie Catană insistă că Moldova a ajuns în pragul colapsului energetic din cauza incompetenței întregii garnituri guvernamentale. Eu cred că ei nu au capacitate elementară de a fi oamenii responsabili și adecvați, iertați-mă. Am impresia că sunt ca niște copii care se joacă de-a guvernarea. Și le pare o joacă ceea ce se întâmplă. La rândul său, expertul în probleme de securitate, Aurelian Lavric, spune că guvernul nu a fost capabil să estimeze pericolul la care va expune populația dacă nu găsește o soluție pentru criza energetică. Lavric spune că actualii conducători ar trebui să elibereze locul pentru alți oameni capabili să guverneze eficient. Efectele vor fi foarte mari, în primul rând, asupra societății, asupra fiecărui cetățean, pentru că există riscul ca, iată, în prag de iarnă să rămâne Republica Moldova fără această resursă energetică, dar desigur că e legată de gaze și energia electrică care se produce tot cu utilizarea acelei resurse. În ultim scenariu ar trebui să fie demisia pentru ca să ofere locul unor oameni care vor avea imaginea cu care să meargă să negocieze în interesul Republicii Moldova. Potrivit lui Lavric, președintele țării Maia Sandu ar trebui să se implice mai mult în criza energetică pentru că problema aprovizionării cu gaze, respectiv problema securității energetice, este principala componentă a securității naționale. Anterior, președintele țării a menționat că nu se va implica în negocierile pe marginea noului contract al gazelor, deoarece este o procedură comercială între doi agenți economici, compania Moldova Gaz și concernul rus Gazprom. Scumpirile de pe piața carburanților devin tot mai serioase. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat prețul plafon la motorină cu 16 bani, iar la benzină cu 13 bani. Astfel, în următoarele 3 zile, un litru de benzină A95 va costa 21 de lei și 45 de bani, iar motorina 18 lei și 46 de bani. Noua metodologie de stabilire a prețurilor plafon, operată zilnic de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, are loc în baza modificărilor legislative adoptate în vară de Partidul Acțiune și Solidaritate. O nouă expoziție specializată de tehnică agricolă de ultimă generație este organizată la Chișinău. La târg pot fi găsite vehicule noi, tractoare de recoltare, dar și oferte speciale pentru împrumuturi. După efectele pandemiei, însă, care a sărăcit mulți agricultori, participanții la expoziție spun că cei mai mulți vizitatori vin, se interesează și pleacă, cumpărătorii putând fi numărați pe degete. Ofertele sunt impresionante, la fel și asortimentul de tehnică agricolă. Prețul unei unități la expoziția din această toamnă variază între 2500 și 120.000 de euro. Prețurile sunt stabilite în funcție de puterea mașinii. Tehnica s-a scumpit în ultimele 4 luni, deoarece s-a scumpit foarte mult metalul. Deci toate fabricile, practic, la fiecare lună, 5-10% ridică prețurile. Este cu 120 loșini, seelca 8 readov, to este la fermera 1000 hectare, spokojno. Сколько стоит техника? Именно это на выставке 44 тысячи евро. 7 vehicule pentru lucrarea solului produse în Belarus și Rusia sunt reprezentate de Nicolae Graur. Omul de afaceri a încheiat deja mai multe contracte, însă precizează că agricultorii trebuie să fie conștienți că vor avea un drum lung de achitare a împrumutului. Totuși merită să fie făcută această investiție din moment ce tehnica este de ultimă generație. Более всего они берут, конечно, финансирование, финансирование с банков, финансирование по программам, как 2КР, по МЕКАГРО, но больше они, конечно, берут через кредиты банков.
O situație neplăcută este în cazul lui Victor Savca, un agricultor din Căușeni. Din cauza creșterii prețurilor pentru motorină, fermierul a suportat și cheltuieli suplimentare. Topliva každý den, televizor, každý den 8-10, 5 копеек. Раньше обрабатывали землю там 200 лей, а сейчас уже до 800, до 1000 лей. Подорожало все. Agricultorul are 500 de hectare pe care în acest an a avut grâu, porumb, floarea soarelui și orz. În aceste condiții, orice scumpire este una semnificativă, lucru confirmat și de alți localnici. Sunt scumpiri chiar și până la 50% în unele cazuri. Care? Pesticidele, de exemplu. Pesticidele s-au scumpit. Tot ce e de import. Expoziția este de obicei organizată pe teritoriul centrului Moldexpo. Din cauza că pe teritoriu este amenajat deja de un an și jumătate centrul COVID, evenimentul a fost organizat pe teritoriul unui centru comercial din sectorul Ciocana. În plus, față de tehnologie, producătorii de răsaduri și produse alimentare își pot vinde în mod tradițional bunurile la expoziție. Мы расположились на 2500 квадратных метров. У нас более 100 участников из 5 стран. Конечно, это намного тяжелее, чем на наших площадях выставочного центра Молдекспо. Это чувствуется. Но мы горды тем, что мы организовали данное мероприятие. Moldagrotech a ajuns la cea de-a 29-a ediție. Curtea de apel Chișinău decide în aceste minute asupra măsurii de prevenție a procurorului general Alexandru Stoianoglu. Apărătorii șefului procuraturii au contestat decizia instanței inferioare care a eliberat mandat de arestare la domiciliu pentru clientul lor. Alexandru Stoianoglu pledează în continuare nevinovat și declară că în spatele arestării sale stau autorii delapidărilor din sistemul financiar al țării. Procurorul general suspendat a fost prezent la ședința curții de apel și alături de avocații săi insistă că în spatele dosarului și reținerii sale ar sta beneficiarii finali ai furtului miliardului, iar politicienii care se află azi la guvernare le reprezintă interesele. За всем этим делом стоят люди, которые в этом заинтересованы. Прежде всего, бенефициары кражи миллиарда. Их интересы сегодня совпадают с интересами действующей политической элиты, политического класса. Вы видели события трех последних месяцев, когда все политики, которые сегодня находятся у власти, выражали публично свое мнение о моей отставке. При этом никто никаких это. Вы видели, как был принят закон. Я думал, как в любой нормальной стране, я буду подвергнут либо аварии, будет соответствующая комиссия, я представлю обществу работу, которую я сделал. Поверьте, мне есть что представить. Procurorul general suspendat spune că tot ce se întâmplă acum în jurul lui este o crimă. Stoianoglu a descris și scenariul pus la cale pentru ca el să fie reținut. Просто преступление, когда в один день, за один час, Конституционный суд отказывает в рассмотрении моих заявлений, когда за этот же час президент страны назначает представителя гражданского общества совет прокурора, когда в этот же час созывается совет прокурора. Когда в этот же час приходят на заседание Совета прокуроров люди, которые никогда не участвовали в заседании, и парламентский адвокат, исполняющий обязанности Совета магистратуры. Вот все вот эти события в один день. Amintim că procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost suspendat de CSP în urma unei sesizări depuse de către deputatul PAS Lilian Carp. În fața curții de apel a fost organizat un protest în care protestatarii au cerut eliberarea procurorului general Alexandru Stoianoglu. Oamenii au scandat jos dictatura și vrem dreptate, criticând răfuiala politică în raport cu Stoianoglu. Alături de cetățeni a fost și un grup de deputați ai fracțiunii comuniștilor și socialiștilor. То, что произошло в отношении него, это полный произвол. И люди, которые здесь, они просто не могут оставаться равнодушными к тому произволу, который происходит в нашей стране. Мы требуем его освобождения и восстановления в должности. Я практически не участвую в политической жизни страны, но то, что происходит сейчас, меня настораживает. Мне кажется, что какой-то фашизм немножко наступает, потому что нарушение правосудия на таком уровне – это уже большая опасность для тех людей уже. Нельзя человека брать такими методами и бросать. Нашли самого главного коррупционера в Молдове. Если он самый главный, то я не знаю, кто у нас остальные, понимаете? Поэтому, если власть думает, что она показала силу, она показала слабость. Сила была бы в том, власти, если бы она села на самолет, полетела в Москву и договорилась о цене газа. Вот это вот они были бы, показали бы силе. Это просто слабое государство. Reprezentanții Partidului Socialiștilor prezenți la protest au declarat că vor pleda în continuare pentru eliberarea lui Alexandru Stoianoglu. Legea și
procedura a fost încălcată. Am depus demersul legal, constituțional și cerem eliberarea domnului Stoianoglu. Vrem dreptate! Что происходит? А мы вляпались в эти хорошие времена, дорогие друзья. Наконец-то они сняли свою овечью шкуру предвыборную и показали свои волчьи клыки. А мы об этом говорили. И сейчас они взяли за генерального прокурора. Для чего им генеральная прокуратура? А все очень просто. Они получили президентуру, получили парламент. Им сейчас нужен свой прокурор для того, чтобы он выступал со своей политической дубинкой, обеспечивая окончательное убитие передачи суверенитета Молдовы их западным хозяевам. Протестатарии spun că vor continua mitingurile în zilele următoare și vor fi activi până când Stoianoglu nu va fi eliberat și restabilit în funcția de șef al Procuraturii Generale. Coraportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova, care se află într-o vizită la Chișinău, au fost informați despre abuzurile admise potrivit avocaților în dosarul instrumentat pe numele procurorului general Alexandru Stoianoglu. Apărătorii le-au prezentat europenilor toate informațiile susținute de probe care, potrivit lor, demonstrează că este vorba de sfidarea flagrantă a legii. În același timp, deputații fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor cer Consiliului Superior al Procurorilor să analizeze corect și imparțial acțiunile procurorului de caz Victor Furtună. Discuția avocaților procurorului general Alexandru Stoianoglu cu coraportoria PCE a avut loc în cadrul vizitei de documentare a europenilor la Chișinău. Apărătorul Victor Munteanu a scris pe rețelele de socializare că delegației APCE a fost prezentată informația detaliată susținută prin probe care demonstrează că solicitarea arestării lui Alexandru Stoianoglu în baza informației din mass media și în baza unor capete de acuzare absurde constituie o sfidare flagrantă a legii. De asemenea, am discutat cu membrii delegației repeziciunea cu care s-a derulat operațiunea de deturnare a cadrului legal cu scopul de a acapara conducerea Procuraturii Generale, dar și despre impedimentele create avocaților pentru a comunica în privat cu clientul. Vom informa în continuare forurile internaționale despre evoluția pe acest caz, a anunțat Victor Munteanu. În același timp, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vasile Bolea, a mers astăzi la ședința Consiliului Superior al Procurorilor pentru a afla când va fi examinată sesizarea în privința acțiunilor procurorului anticorupție Furtună, care instrumentează dosarul lui Stoianoglu depus acum două zile. Am invocat faptul că, din punctul nostru de vedere, acea ordonanță privind începerea urmăririi penale nu are niciun substrat factologic și nu se bazează pe prevederile fie legislației din punct de vedere material, atât și procedural. Am solicitat Consiliul Superior al Procurorilor să inițieze verificarea activității acestui procuror și să se expună pe sesizarea care am depus-o. Președintele Consiliului, Angela Motuzoc, l-a anunțat pe deputat că sesizarea sa a fost trimisă către Inspecția Procurorilor, iar până la examinarea în ședință mai sunt câteva proceduri. Cer ca această evaluare să fie una imparțială, cer ca această evaluare și în special pe cazul procurorului general Stoianoglu să fie una corectă, odată fiind examinarea corectă, da, acestei sesizări, eu sunt convins că procurorul Furtună din Procuratura Anticorupție, care instrumentează acest dosar, care a admis multiple încălcări în această procedură, care și noi și avocații domnului Stoianoglu le-au scos în veleac, deci față de el urmează să fie aplicate sancțiuni, dacă, de ce nu, până și eliberarea din serviciu. Deputatul Vasile Bolea insistă că este un caz flagrant de încălcare a drepturilor omului. Parlamentarul atenționează că principiile statului de drept trebuie să prevaleze indiferent de luptele politice care au loc în Republica Moldova. Guvernul a anulat indemnizația de 16.000 de lei pentru angajații medicali care s-au infectat cu virusul COVID-19 la locul de muncă, dar refuză să se vaccineze. De asemenea, și alocația unică de 100.000 de lei nu va mai fi acordată familiilor din care fac parte lucrătorii medicali răpuși de COVID în lipsa vaccinului. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost prezentat de ministrul Sănătății Alan Nemerenko la ședința de miercuri a Cabinetului de Miniștri. Decizia finală urmează să fie luată de parlamentari. Deputații PAS sunt gata să susțină proiectul, în timp ce opoziția cere ca medicii să nu fie împărțiți în răi și buni.
Vestea proastă pentru medicii nevaccinați a venit de la ministrul sănătății Alan Merenco. Aceasta a cerut guvernului să nu le mai plătească lucrătorilor medicali indemnizațiile de 16.000 și 100.000 dacă aceștia refuză să-și pună vaccinul. Lucrătorii medicali și cei auxiliari care evită sau refuză administrarea vaccinului nu se vor mai încadra în categoria celor eligibili pentru a beneficia de indemnizația oferită din partea statului în legătură cu expunerea lor la riscul de îmbolnăvire și aceasta se referă la acordarea indemnizației unice mărime de 16.000 de lei pentru personalul angajat și vaccinat împotriva COVID-19 în caz de infectare și acordarea indemnizației unice mărime de 100.000 de lei pentru personalul care a decedat în lupta cu COVID-19. Vom păstra aceste indemnizații doar pentru personalul vaccinat, deoarece este acces la vaccin. Guvernul Gavriliță a aprobat aceste reguli, iar ultimul cuvânt urmează să-l spună deputații. Majoritatea parlamentară este gata să susțină tăierea indemnizațiilor pentru medicii fără vaccin. Indiferent de care vaccin vi-l puneți, trebuie să mergeți să vă vaccinați în mod obligatoriu pentru salvarea vieților. Dar susțineți această inițiativă? Vaccinarea este unicul mod. Respectiv, ei nu vor primi acele indemnizații în casă. Unicul mod prin care își pot salva viața este vaccinarea. Unicul mod. Și noi promovăm masiv acest lucru. Fiecare profesie impune niște restricții, în special în condițiile extreme, cum este pandemia de azi. Și cu vaccinarea, haideți să nu fim sălbatici. Dar susțineți această inițiativă? Vedem. La rândul lor, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au calificat inițiativa guvernanților ca un dezmăț total în adresa medicilor. Această normă cu 16.000 de lei pentru medicii care au trecut COVID-ul a fost introdusă încă de guvernul precedent. Noi am votat această normă unanim în Parlament și foarte rău că astăzi cineva încearcă să condiționeze acest suport din partea statului. Oamenii trebuie să primească ceea ce este promis și ceea ce a aprobat guvernul și parlamentul precedent. Și să-i discriminezi pe ei, ori să-i impui forțat să se vaccineze și să pui în pericol, în primul rând, viața și sănătatea acelor medici, eu cred că este o irresponsabilitate totală și o acțiune criminală în raport cu acești medici. Aceste indemnizații de 16.000 de lei, pe care noi le-am inițiat încă fiind la guvernare, era un stimul ca să-i menținem pe cei puțini medici care au rămas în sistem ca să activeze. Amintim că și angajații din educație au fost impuși de autorități să se vaccineze ori să prezinte o dată la două săptămâni un test COVID efectuat din propriile surse. De la o zi la alta crește rata infectărilor zilnice și a deceselor, iar spitalele și secțiile de terapie intensivă din țară sunt pline până la refuz. Potrivit statisticilor, în fiecare zi în spitalele din țară ajung peste 400 de pacienți noi confirmați cu infecția COVID-19, iar asta înseamnă o presiune enormă asupra sistemului medical din țară. În țară, în secțiile de terapie intensivă sunt disponibile în total peste 300 de paturi, dintre care 47 sunt doar în cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Medicii spun că mai bine de două luni numărul pacienților internați în stare extrem de gravă nu mai contenește. Noi suntem la maxim. Rulajul paturilor este continuu. Noi nu avem paturi libere mai mult de jumătate de oră, oră pe parcurs a ultimele două luni și jumătate. Asta spune multe. Mulți dintre cei ajunși în stare gravă cu greu reușesc să se trateze, întrucât 9 din 10 persoane care ajung în secțiile de terapie intensivă nu sunt imunizate. Și chiar dacă au văzut moartea cu ochii, mulți dintre cei readuși la viață neagă în continuare existența vreunui virus. Vârsta variază de la 35 în sus. Desigur, în comparație cu ceea ce a fost anterior, zicem jumătate de ani în urmă, procentul celor tineri este mai mare în comparație cu acea perioadă. Din cei vaccinați, din cei bolnavi, 90% sunt nevaccinați. Oamenii nu schimbă. Ei dacă nu au crezut în COVID până la boală, ei nu cred și după. Ei spun că eu am pneumonie de altă origine. Da, e un virus, eu am pneumonie, dar nu ceea ce ne-a scris pe hârtie. În ultimele săptămâni, rata de vaccinare în țară este în continuă descreștere. Astfel, numărul de noi infectări pe zi depășește pragul de peste 1000. Amintim că secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, a atenționat că sistemul medical ar putea intra într-un colaps, iar la reanimare ar putea fi acceptați doar pacienții COVID, ajunși în stare gravă în detrimentul celor care au alte maladii. Persoanele care au nevoie de intervenții chirurgicale, inclusiv cele planice, dar și au nevoie de această terapie intensivă în perioada post-intervențională. Cu regret, deci din nou vom
orienta toate capacitățile și eforturile pentru a oferi asistență pacienților COVID în detrimentul celorlalte categorii de pacienți. Institutul de Medicină Urgentă dispune de alte 38 de paturi de terapie intensivă pentru pacienții non-COVID. Din motiv că instituția este una cu profil chirurgical, medicii spun că nu pot să ignore necesitățile altor pacienți. Părerea mea este că ei nu o să fie ocupat la noi în spital, pentru că noi suntem spital chirurgical, suntem spital de politraumă și în afară de pacienți COVID noi oferim suport terapeutic și management și pacienților de alte categorii. Și, din păcate, la așa suprafețe de patru ocupate la noi în spital de alte patologii, noi nu putem să avem un număr mai mic de patru terapii intensive. Pentru că în funcție de numărul de patru generale pe spital chirurgicale, trebuie să avem și un anumit patru de terapie intensivă conform standardelor. Probabil că este această reprofilare va fi în alte spitale, dar din păcate în spitalul nostru asta nu este posibil de făcut. Pentru a evita o astfel de criză, medicii îndeamnă populația să se vaccineze. Oamenii trebuie să vaccineze ca să nu fie nevoie în alte spitale din țară să se deschidă paturi adiționale de terapie intensivă. Este mesajul. Pentru că pacienții nevaccinați ajung mult mai des în terapie intensivă decât cei vaccinați. Asta este scopul, pentru că, din păcate, un număr foarte mare de persoane se îmbolnăvesc simultan, iar toți aceste persoane, mulți din ei vor avea nevoie de terapie intensivă sau de un pat în spital. Dar noi nu putem construi spitale noi, multe, din păcate noi nu suntem o țară care poate să-și permită așa ceva, unii care rămâne să ne reprofilăm. Dar trebuie să nu uităm și faptul că dacă tu poți reprofila o secție sau o terapie intensivă, tu trebuie să ai și un personal bine pregătit și educat care să lucreze acolo. La nivel național sunt disponibile peste 2800 de paturi, dintre care peste 2400 sunt deja ocupate. Situația este și mai gravă în secțiile de terapie intensivă, disponibile fiind puțin peste 300 de paturi. COVID-19 ne-a făcut să uităm de alte probleme de sănătate. Din cauza pandemiei, în Moldova a scăzut brusc numărul testărilor pentru virusul HIV-SIDA. Și asta în timp ce în țările CSI, numărul persoanelor care suferă de această boală este în creștere. Organizația neguvernamentală Inițiativa Pozitivă a lansat o campanie prin care încurajează oamenii să se testeze singuri pentru a opri răspândirea infecției. Testul este gratis și se poate face foarte simplu, inclusiv în condiții de casă. Campania privind promovarea testării HIV-SIDA a fost lansată de Asociația Inițiativa Pozitivă în comun cu Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV-SIDA, un UNAIDS. COVID a fost și a aprofundat cumva indicatorii HIV și vorbeam la început că față de anul 2019, în 2020, testarea la HIV, dar și înrolarea în tratament au scăzut cam 30%. Deci, campania de informare care a fost lansată astăzi este anume pentru a încerca să atingem ceea ce am pierdut, dar și să accelerăm eforturile, astfel încât să ajungem la țintele globale care sunt propuse. Virusul poate mocni în organism, iar purtătorii nici să nu știe de existența lui. Din necunoaștere, sănătatea persoanelor care au virusul imunodeficienței umane este pusă în pericol. Mai mult decât atât, virusul poate fi ușor transmis și partenerilor sexuali. На сегодняшний день, говоря о ВИЧ-СПИДе, есть одна основная проблема – это позднее выявление. То есть ВИЧ-инфекция – это такое заболевание, когда я могу быть носителем ВИЧ, но я не чувствую этого, то есть по мне этого не видно. И я могу 3, 5, 6, 7 лет жить с ВИЧ, не зная об этом. И мы понимаем, что тогда ВИЧ может переходить в стадию СПИДа. И сложность заключается в том, что потом человека из стадии СПИДа сложнее вытащить, как бы, опять как бы на нормальное положение, чтобы нормальный был иммунитет, но вирусная нагрузка ноль. Specialiștii atenționează că infecția HIV nu este o condamnare și nu trebuie să ne fie frică să aflăm dacă suntem infectați sau nu. Мы живем в 2021 году, то есть это не кошмар 20-летней давности, когда человек, узнав о своем ВИЧ-статусе, он просто начинал прогнозировать, интересно, сколько мне осталось, 3 или 5 лет. На сегодняшний день, если человек, живущий с ВИЧ, узнает о своем ВИЧ-статусе, ему в тот же день назначат лечение, ему дадут бесплатно препараты. Все, что теперь от него будет зависеть, это ежедневно принимать препараты и жить дальше счастливой жизнью. Pentru a beneficia de o testare HIV-SIDA, oamenii se pot adresa medicului de familie, la unitățile de primiri urgente sau pot veni la organizația non-guvernamentală specializată.
Сделать тест может любой желающий в любом месте. Например, можно прийти в офис «Инициатива Позитива» или любой другой ВИЧ-сервисной организации, где вам проведут тест абсолютно бесплатно и, что немаловажно, конфиденциально. Однако, если у вас есть какие-то переживания по этому поводу, вы можете взять вот такой набор с инструкцией и провести себе тест дома. Тестарea în condiții casnice este una destul de accesibilă. Procedura durează în jur de 15 minute. Testul poate fi găsit gratuit chiar și în farmacii. В самотестировании роль консультанта выполняет инструкция, в которой говорится и о информации, которую человек должен знать до теста, и информацию, которую человек должен знать после тестирования, в зависимости от того результата, который показал тест. Сам тест в этом пакете предлагается такой по слюне. Он очень прост в использовании. Есть пестик для забора слюны, контейнер с реактивом. Кампания национала Just Test, aflați statutul HIV, se desfășoară pentru prima dată în Republica Moldova. Aceasta a fost inițiată astăzi și va dura până în data de 30 noiembrie. În Moldova, în fiecare zi, 3 femei sunt diagnosticate cu cancer mamar. Actualmente, la evidența Institutului Oncologic, sunt 10.000 de femei care au primit acest diagnostic. Potrivit specialiștilor, cancerul de sân este o boală vindecabilă dacă este depistată în stadiile incipiente și tratată corespunzător. Pe an ce trece, tot mai multe femei ajung să primească diagnosticul de cancer mamar. Vulnerabile în fața bolii sunt în special femeile de peste 50 de ani. Cu toate acestea, medicii atestă că printre statistici sunt și femei tinere care sunt în plină vârstă reproductivă. Cu regret s-a constatat pe parcursul ultimilor ani întinerirea cancerului glandei mamare, ceea ce înseamnă cu aproximativ 10 ani. Sunt niște statistici destul de alarmante, pentru că în procente aceasta reprezintă aproximativ 20% de femei de vârstă tânără, reproductivă, care urmează încă a-și crea familii, a naște copii. Chiar acum recent au fost operate în cadrul secției de mamologie paciente de 26 de ani și 28 de ani. Avem acum în proces de diagnosticare o pacientă de 19 ani. Cauzele bolii sunt multiple, începând de la mod de viață nesănătos, stres și abuzuri de substanțe nocive, până la genetică. În multe cazuri, femeile care au cancer de sân au avut sau au în familie membrii care au fost diagnosticați cu o maladie oncologică. De aceea, medicii îndeamnă femeile ca regulat să-și facă autocontrolul sânilor. Întrucât orice schimbare aparent vizibilă sau tactilă poate da semne de îngrijorare. Este foarte important ca odată pe lună, după perioada menstruație propriu-zise, femeile să-și facă autocontrolul. Ori 70% din diagnostic este pus însăși de femeie care depistează o formațiune în sân. Și e important să mai acordăm atenția asimetriei dintre sâni, eliminărilor apărute la nivel de mamelon, tumefacțiilor din zona subbrațului. Deci sunt niște simptome ușor de depistat și ține de noi să fim atente la sănătatea noastră. Femeilor de peste 40 de ani le este indicat ca o dată pe an să treacă examenul mamografic. Cele de până la 40 de ani pot face ultrasonografie glandelor mamare. Aceste examinări sunt gratuite în baza poliței de asigurare. Programările se fac în baza biletului semnat de medicul de familie. Depistat în stadiile incipiente, cancerul de sân poate fi vindecabil în proporție de 100%. Dragi femei, nu ezitați să vă adresați la medicul mamolog ori de câte ori simțiți că ceva este în regulă cu sânul dumneavoastră. Dacă însă totuși ați fost diagnosticată cu patologie malignă, cu cancer al glandei mamare, să știți că această patologie nu este o condamnare. Există metode de tratament. La nivel global, la fiecare 3 minute o femeie este diagnosticată cu cancer mamar, iar la fiecare 14 minute una moare din această cauză. Cancerul de sân provoacă aproximativ 77.000 de decese anual. Luna octombrie în fiecare an, în întreaga lume, este declarată luna roz de conștientizare și prevenire a problemei cancerului de sân. Atât pentru această oră, dar la 21 urmează știrile în limba rusă. Eu vă doresc o seară liniștită și un weekend minunat alături de cei dragi. Toate bune!